Hei, salut, român, și bine v-am găsit la un nou episod cu Haine Tătiendi, alături de un prieten de-al meu numit Negra Cătălin. Salutare, oameni buni! Sunt Cătălin Negra! Noi vom continua cu noaptea a patra, de unde rămăsesem. Vă recomand să dați luminozitatea mai mare ca să puteți vedea. Nu te poate. E așa, Cătălin? Bineînțeles. Și ca să puteți să învățați cum să vă jucați. Aolo, stai că am uitat să nu mai consum din baterie. Olo! Oh my god, a plecat. Deja e all candy, se uite la mine, la camera 12. Mamă, noaptea a patra deja e cam greu. Da, să vezi la asta stai cu mine. Mă simt amețit. Oh, nu, ce stă? Dar mă sper eu la camera. Mai avem doar 2 săptămâni și luăm cu toții copiii vacanță. Da. Eu să nu la... Sunt norocoș, nu? Poftim? Suntem norocoș, nu? Da. What? Ce? Aolo, e o candy la ușă. Mamă, zine să crezi, zici că e Bonnie. Da, serios. Parcă ar fi Moni când e la ușă, când îl văd eu. Știu. Am uitat pe una dintre videoclipuri. Bă, și am căutat jocul ăla, Five Nuts Candy. Cum era Five Nuts... mă rog, știu, m-am uitat pe un videoclip, un juca un gamer jocul ăsta. Băi, deci arăta Bonnie Candy ăsta. Mama, a plecat Blanc. Wow. Știi care e chestia? Blanc. E o reclamă în care e Blanc. Unul dintre moștri care mănâncă salatini. Ce să mănânce? Salatini. E un Blanc la... E o reclamă cu un monstruleț din ăla Blanc. Care mănâncă salatini. Unul dintre acei moștri. Zic că știi reclama. Na, eu cred că e o parodie. Blanc, Blanc și... Așa mai departe. Da. Cine-i Tigrin? Poftim? Cine-i Tigrin? Tigrit, ai zis? Nu stai, deci cum ai... Tigrin. Eu nu știu. Stai, nu știu dacă îl pronunț eu ca lumea cuvântul. Cum am chemat pe ăla? În afară de Candy și Blanc, mai era unul. Care? Nu mai știu cum se numea. All Candy și Blanc, nu? Da. Da, dar nu mai era altcineva în afară de el. Mă rog. Atunci, nu știu, am auzit probabil eu prost. Mă rog, să trecem la subiectul principal. Cât e ceas acolo în joc? E 2 a.m. 2 a.m.? Așa. Da, dar mai atent trebuie să fie în Fenecer Freddy's decât în Fenecer Candy's, nu? Da. Pentru că în Fenecer Freddy's, acolo animatronicii vin mult mai repede.
Da, și știu că de chestia sunt mai mulți. Și da, e și mai greu. Dar totuși le treci mai ușor. Băi. Chiar dacă o fi greu, până la urmă, știi, la jocul ăla e mult mai posibil să treci noaptea mult mai ușor decât la Candy, sincer. Au, e Cindy Lawson. Ai, gata, pe toate. Oh, s-a făcut 3 AM. Sper să... Mai ai 3 minute, cred că. Da. Sper să termine noaptea aceasta cu bine. Oho, o să fie greu. Planeta Cindy 2, să vezi acolo că e mult mai complicat, adică trebuie să te gândești mai mult acolo, că E mai mult timp? 7 AM sau cum? Până la 7 AM sau ce? dar animatronicii vin mult mai repede. Oh. Mult mai repede? Mama, dacă asta înseamnă încet la noaptea a patra, apoi la eu acolo. Scuze-mă, dar în 2 minute o să fie pe la ușa ta să colinde. Moarte, moarte. Wow! Acum știi pe cine văd eu? Pe cine? Văd pe Old Candy la backstage, adică știi tu, lângă ușă. A mai Aha. ajunge. Hai, gata, că a ajuns. Băi, zici că e Bonnie. Știu, m-am uitat și pe filmare, e nașpa. Nu știu de ce seamănă atât de mult cu Bonnie la ușă. Bine, spui. Parcă zici că e fantomă, sunt. Să știi că noaptea aceasta o să fie foarte diferit. O să fie horror. No, nu, altceva. Să vezi ce animatron o să fie. Ce? Era Candy la ușă. Ah. Aia a plecat. Ei ăștia nu stau mult, dar am observat în Five Nights at Freddy's 1 că Bonnie unor mai stă ceva timp. Să știi că Ce? Ce să știu? Ulu. nimic. Ce? Nu mai fac asta. Vreau să spun același lucru care mi-ai spus și tu de aia. Oa, dar unde mai fi o Poftim? E, nu, ziceam și așa aminte. Mă prefac că ești tu. Plecat de la mine. Bun, așa. Ua, ia uite cum a făcut blanc tare. Ce a făcut? A bătut așa, în geam, fără motiv, oricum i-am pus. Ding, 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 sunt blank. Nimic, făceam ca el. Am făcut, am bătut în masă și nu vreau să fac ca el. What? Ce? Serios, și mă uitasem pe cameră să văd și nu era. Bă, dar iarăși trebuie să continui, mă? Te-a omorât? Nu se poate. Te-a omorât? Da. Fuck! Cum a venit? What the heck? E ceva ciudat la mijloc. Să vezi după la uși să nu vină. Probabil că în noaptea a patra, cred că pune accent atunci când tu te uiți pe cameră și te ia pe la spate. Normal. Da, m-am uitat prea târziu. Aha. Vreau fi și asta, știi? De la Când vine, aia? la cea mai mică greșeală, cred că te taxează cu moartea. Da. Băi, și eram la 5 AM. Băi, mă Vorbesc serios.
Wow, chiar că e ghinion asta, ghinion pur. Da. Dar noaptea așa, dacă cumva. Aoleo, aia, cea mai micuță, 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 micuță greșeală, te omoară Candy. Noaptea așa, și acolo sunt toți cu 20 de nivel 20, adică maxim. Fa. Dar la noaptea a șasea nu cred că reușesc. Adică dacă pierde 4 ori, E cam imposibil. videoclipul, că maxim de 2-3 ori trebuie să pierd și după să câștig. Da, și acolo nu poți mai multe ori să te joci. Unde? La noaptea șasea. A, nu. Pe Da. doar la noaptea șaptea pot să facă cu ce vreau eu, adică cu ce Orice. vreau eu. Da. Adică, Știu ce zici. dată am dat eu ca blank să fie de nivel 20, adică maxim și toți de 0. Așa, îmi place mie să mai fac așa, adică doar un animatron să re... Bă, nu, era o candy la ușă. Și așa îmi place mie să... Am unul. Da. Bine, n-a terminat Final's Freddy 1. Și poate să facă ce vrea el. Are și plușuri din alea, are baterie nelimitată. Da. Poate să deschidă, poate să nu închidă, poate să facă ce vrea. Dar deja la Candy e deja altceva, e mai greu aici. Da, la Final Fantasy, după ce termini noaptea 6, deja poți să dai pe Custom Night. Da, știu, asta e. E mai simplu pe celălalt joc, dar acum s-a îmbunătățit jocurile astea. O să faci pe ce noapte vrei. Asta vreau să spun. Eu. Eu am făcut odată, știi cum? Am făcut Cum? o variantă cu 2016. Da, așa, un fel de mod de 2016. Dar nu prea e chiar așa greu acolo. Păi, știi care? Era, de exemplu, 1999, atunci era foarte, nici chiar foarte greu, dar era greu, nu? Știi care chestia? În 2016 niciun om nu se mai apucă de drumuri, de făcut fabrici, de făcut școli. În 1999 se intrau mai... au intrat un conflict pentru țară. Acum e altceva în 2016. Asta e, da. În 1987, nu știu dacă se întâmplă și în jocul ăsta, nu cred. Dar în 1987, dacă dai la Custom Night pe Final Freddy 1 cu Freddy 1, Aoleu. cu 9, stai un pic, cu 9 Bonnie, cu 8 Chica și cu 7 Foxy la nivel, Ești mort. se apare, nu, de mort. Nu, îți apare jumpscare-ul lui Golden Freddy, că atunci a fost... Nu, mi-a făcut blank! Băi, nu mai discut despre asta niciodată. Bun, mă Ia. las. Cum ți l-a spus? Holy fucking shit! Oh, m-a speriat de moarte. Mamă, dar cum a reușit bă ăla? Frate, iarăși. Nu, e imposibil! Nu știu ce am eu azi, ieri, că înainte terminam... Nu e vina ta, pur și simplu el a spart geamul. Înainte doar așa, dintr-o singură încercare terminam, dar la noaptea șasea trebuia de vreo 3 ori. Dar nu știu cum e într-un nou episod. Mut. Dar parcă simt că în episoadele acestea nu prea sunt chiar așa buni. Știi care e chestia, dar oamenii văd din experiențele tale cum. Da, așa e. Mai ales la 20 n-am cum să fac. Să nu se aștepte că o să câștige din prima, că o să facă, cred că de asta o să turbeze dacă nu câștigă, adică că nu mai măcar să nu mai rău decât tine. Da, mi-ar plăcea dacă
și ăștia care au făcut jocul, să-i văd pe ei că termină noaptea 7-a. Da, chiar. De fapt, nu. Știi de ce o să câștige? Pentru că ei știu toate șmecheriile care le-au pus și toate chestiile. Lasă-mă să spun așa ceva. Bun. Ce se aude acolo? Cine era? Cei care au fabricat jocul, să văd și eu că termină noaptea 7-a cu toți de nivel 20. Să văd. Eu cred că o să le termină, știi de ce? Pentru că știu toate șmecheriile și crezi că le-au pus degeaba pe piață? I-au nu! Da. Pur și simplu ca să joace și ei un joc, un propriul lor joc, știi? Și să câștige, să devină populari, într-un fel. Ăsta e cel care a fost cu ideea, sau nu știu, probabil că el a creat, dar... Bine, nu neapărat, poate o fi unul mai prost care a creat un joc și nu știe să joace. Cred că ăla are atâtea șmecherie în mâine, că nu știu dacă are, da. Dacă are, dacă. Există posibilități și imposibilități. Da, dar toată lumea care joacă jocul acesta și a ajuns la noaptea 6-a știe jocul, nu? Să știi că mai cum să nu îl știi. Dar așa este jocul ăsta, dar... Nu știu, vorbesc prea mult acum. Vorbesc prea mult și nu sunt concentrat. Cât AM este? 1. 1? Da. Așa de puțin am vorbit. Da. Cred că aproape 30 de minute și e 1 AM. Ce fac și eu cu Minecraft? În episoade cu Minecraft, nu ți se pare super? Bă, o să fac episoade cu Minecraft, mă gândesc la asta, dar nu știu cum să pun în poziție, adică, serios, mi se văd degetele și nu știu în ce poziție să pun ca telefonul, nu știu, și tatăl meu, că eu am 11 ani, tatăl meu are un telefon tot ca al meu, identic, chiar, dar nu știu, o luat plecă blancă. Și nu știu în ce poziție să-l pun ca să filmeze pe al meu. Băi, am vorbit atât de mult că s-a făcut 2 AM. Puțin. Da. Ia mă, Zan. Am vorbit așa de mult încă n-au trecut nici 5 minute. Băi, te implor foarte mult să nu... Aproape că era să-mi fac Olti Candy, Jansker. Fă, nu serios? Da, te rog să vorbești mai puțin. Că nu pierzi în joc. Serios, de 3 ori n-am cum să pierd într-un episod. Cine mai face așa ceva? Unic termină din prima așa și gata cu episodul. Dar mie e mai greu. România. E mai greu de contribuit la joc. Da. Alții se pregătesc pentru episoade de casă, dar eu am lucrat doar o dată și am ajuns la noaptea 7 cu jocul acesta. Jocul ăsta e de gândit. Cum să atac eu pe ăla, cum să așa, moștri probabil numai asta se gândesc, că ia să fac eu aia, să fac eu aia. Și tu... Te gândești, cum mai ba să-mi blocheze să nu fac aia, cum mai ba să scape de la să nu mai fac aia, cum să treacă timpul mai repede, cum să fac să treacă mai repede. Am zis să vă spun ceva, că e episodul meu. Ziceam că ai nevoie de atenție aici, pentru că cine știe cum îți vine un animatron la ușă sau vine blanc așa și îți sparge fereastra. Apropo, ascultați-l, e maestru în joc. Și unde e de gândire? Unde? La Five Nights at Freddy's 4, că acolo... Aoleu, acolo știi cât de nașpa e, dacă ajungi în ultima noapte, cred că te piși pe tine de frică. E cel mai horror jocul Five Nights at Freddy's. E horror. Five Nights at Candy's. Da, și acolo știi cum trebuie să faci? Și celor care nu au joc, nu, au jocul Five Nights at Freddy's 4, Să se descotorească de el, când e mai bun. Da, nu știu. Da, și să revenim. Le recomand celor care
Dau jocul pene despre dispatru. Când vine un animatron la ușă, dă volumul mai tare, deci să închidă ușa, să dea volumul mai tare la telefon și după aceea se audă niște zgomote că pleacă animatronii și o lovine pingvinul pe sine. Și după, când aud sonorul că pleacă animatronii, băi, dar unde e văd? Să deschidă ușa cu oricum numai. Băi, lasă-mă în pace, Cătălin, că pierd aici, te rog. Acum vreau să mă concentrez foarte bine. Foarte bine. Dar n-am vorbit cu tine, nu te deranjează. Bine, bine. Acum taci, te rog. Ah, bine. Ok, de peste mine. Și blanc. Și blanc. Succes! Băi, sunt așa de concentrat. Hai mă, că închid. Hai de oricine, hai de oricine. Cât este ceas? 4. E fix. Bă, e all candy la ușă. Hai mă că am închis ușa. Gata. Gata, aș plecat. Gata cu stresul ăsta. Mă, nene, mă. Da, știu. Băi, acum știi care e stresul? Că nu mai am baterie de la geamul ăsta. Că am pus armură ca să nu vină blank pe mine. Oricum e 5 ani, să știi. Am vorbit atât de mult că... Unde să duc? Fugea așa repede. Hai, de te rog să treci. Na, cred că mai durează un pic până trece oră. Hai să mai vorbim un pic. Dar să mai vorbim iar îmi face geanscă și termine pitul. Bă, pleacă blanc. Wow, ai auzit și tu? Băi, bine! Wow, frate. Venea Cindy pe mine. Bine să... Era să vină. Hai mă, că am ținut totul așa. Bă, ia-mă liniuță, nu știu ce să fac. Ok, nu cred că mai e nevoie să mă. Haide, treci timpule. Doar mai uite așa, pentru că ok, oricum nu mai vine. Ce? Yeah. Mai doar așa, la ușă, atât. Dacă văd un animatron, închid ușa. Este, mă, am trecut, bă, este, nimie. Yeee, am terminat. Ta-t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 a-
urmează noaptea cinci. O să vă spun eu în următorul episod. Acum, deci, n-are rost să vă spun că vă las pe răbdare, așa, nerăbdare, vreau să spun. Că după aia deveniți nerăbdători și ce să mai... Ce să mai zicem, așa măcar tinerii din ziua de azi o să aibă mai multă răbdare. Vin la joc. Am spus bine aici. Deci. Stai, ce se aude? Te rog, nu știu. Pe difuzor, că mi se aude vocea. Bun. Sper că v-a plăcut aceste... Te rog, nu mai da pe difuzor. Cătălin? Da? Nu mai da pe difuzor, că mi-e gata? Gata? Da, gata. Sigur? Da. Bine. Nu mai glumești, da? Era de mult pe difuzor. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă este așa, nu uitați de un like. Și să înscrieți în comentarii dacă v-a plăcut sau nu. Să vă pună sfântul să ne ziceți că suntem proști. Să nu știu ce vă fac. Da, și de-abia aștept să pornesc din noaptea cincea că groazic voi fi acolo. Păi copiii din ziua de azi vor să vadă numai chestii interesante. Știi, noaptea șaptea, finalul, horror, jocuri, alte chestii. Bun, deci ne revedem în episodul următor. Eu am fost gamerul DB și eu de-abia aștept să pornesc alt episod, că nu știu ce mă fac astăzi. Și vă promitem că nu o să vă vom dezamăgi și vom arăta șmecheriile noastre. Da, ne vom mai gândi la asta. Deci, ne revedem. Eu, nu știu, poate voi face și cu Minecraft, probabil. Și, da. Și tot noi suntem. Da, și salută-i de la revedere, Cătălin. La revedere, oameni buni. Da. La revedere, frumoșilor și ochioșilor. Doi după. Să nu ne dea ochiați. Bun, la revedere. 3, 2, 1. Gata.